Ce? Radical din 5 la 10? 5 la 10. Împărțit la radical din 5 la 7? Minus 20. Anca? Radical din... O să ajut? 5 la... A, 5-a. Mincinosul. Mincinosul. E 5 la... Păi 10 minus 6. Adică 25. Ah, cum se împart doi radicali care au aceeași putere, se scrie radical, da, se împart... Și așa putere n-am văzut. La 10 la 6, 5 la 10 am văzut la 5 la 6, că se împart doi radicali. 5 la... 25 minus 20. Deci vine radical din 5 la a 4 da. Minus 20. Care face? 5, 25. Deci vine 2 simplifică și face 5 la a doua, adică 25 minus 20 egal cu 5. Și dacă nu făceam așa... Adică cum făcea? E să vă spunem tu că tu ai rețeta ta ziua. Zia, eu n-am văzut că au aceeași numitor și făceam radical, 5 la, radical din 5 la 10 îmi dădea 5 la 5, împărțit... Cum face 5 la 5 aici, da? Da. 5 la 5, corect, împărțit la... Împărțit la 5 la 3, minus 20. Și cât face acum? Păi 5 la 2. Păi da, păi da. Păi tot aia. 5 la 2. Tot acolo era. Tot acolo. Deci e bine, asta vreau să... Deci tu așa ai fi făcut și tot de acolo ajungeai. Și tot atât de bine de data asta și tot atât de repede. Corect. Nu pierde niciun timp. Da? 25 minus 20. Da? Deci îndrăzniți și veniți și cu părerile voastre. Și chiar dacă greșim, nu? Aia e. Și dacă am greșit, aceea trebuie să eliminăm greșeala. Iar dacă am făcut bine, cu atât mai bine. Da? Da. Te vă rog. Asta am făcut-o ieri, dar mai facem o dată, profesor. Radical din 8 ori, modul din... Nu, deu. Deci radical din 8 ori modul din minus radical din 2. Modul din minus radical din 2. Plus modul din radical din minus 2. Nu, modul din minus 2 doar. Modul din minus 2, atât, fără radical. Deci, asta am făcut-o ieri. Da. Poți să zic eu? Da, te rog. Bun. Deci avem așa, radical din 8, radical din 2, adică radical din 16, adică 4. Da. Plus 2. Da. 6. 6. 3. Da. Calculați. Amic. 3A. Unul supra radical din 2. Unul supra radical din 2. Plus 3 supra radical din 8. Minus 5 supra 2 radical din 2. Totul la puterea 2013. Totul la început. Da. La puterea? 2013. 2013. Cine vrea să lucreze? Anca. Te rog. Adică 1 supra radical din 2 tot la 2013 plus 3 supra radical din 8 tot la 2013 minus 5 supra 2 radical din... Băi, scriu asta. Scriu. Asta va atunci. 1 supra radical din 2 totul la 2013 plus 3 pe radical. Băi, dacă nu ți-ar fi venit nimic, ar fi fost mai bine. Că știi ce mi-ai spus acum? O prostie imensă. Este atât de mare prostit, dar o scrie ca să dat toată lumea. Adică al din 8, totul la 2013 și minus 15 radical din 2 radical din 2, totul la puterea 2013. Scriu și cât de parte de urât. Cum ați putut scrie așa ceva? Scriu ca să dat toată lumea. Mă, eu azi. Deci e vorba de adunare, Adi. Face-te-i paranteza, Adi. Cum să spui tu că face? Dacă ar fi fost înmulțire, Adi, dacă ar fi fost 1 pe radical din 2, ori 3 radical din 8, ori 5 radical, 2 radical din 2, totul la puterea 2013, atunci da, Adi, fiecare la puterea respectivă, la înmulțire.
Nu la, nu are, știi, mai, nu are nimic. Vai, te aștept de trebuie, domn profesor. Cum să-ți spun pentru ăsta, asta nu mai mai speriat. Eu în seara asta nu mai dorm. Nici păi poți fi și cu o tremur și mai să ieși. Tu înțelegi că atât e de grav? Oameni. Deci spune, domn profesor, cum era, ce facem? Punem de la. Era așa, unul supraradical din 2. Ai scos acolo sus. Da, da, trebuie să pună plus. Plus, plus. Plus 3 pe radical din 8 da, și minus 5 pe 2 radical din 2. 2 radical din 2. Totul la puterea. Totul la puterea 2016. Deci, Adi, atenție, am făcut din asta un caz pentru că e chiar de necrezut. Deci numai dacă este înmulțirii fiecare sau împărțirii fiecare, sula de jos, dar la adunare și la scădere, s-a adunat același numitor să face treaba da. Și cum rezultatul la 2030. Deci, atenție, pentru chestia asta, două unități. Hai că te cunosc, unul jumătate. Deci, două unități, nu discutăm. Cât e radical din 8, copii? Doi radical din 8. Bă, dar taci, i-am întrebat pe ei. Copii! Ce sunt copii? Vedeți? Da. Radical din 8 ăla, e doi radical din 2. Repede aducem la același numitor. Deci, asta facem, că e 4 ori 2 adi, 4 iese 2. Deci, echivalent. Sau egal, merge egal, că lucrăm. 1 pe egal cu 1 pe radical din 2. Plus 3, Adi vorbește. Plus 3 supra 2 radical din 2. Da. Minus 5 supra. 5 supra 2 radical din 2. Totul la puterea. 2013. 2013. Și este egal cu 2. Păi pe prima amplificăm cu 2 radical din 2. Cu cu? Pe prima cu? Cu 2. Radical din 2. Nu, Zadi, că radical din 2 e peste tot la fracții. Da? Și doar 2. Deci numitorul ăsta comun este 2 radical din 2. Și aici amplificăm numai cu 2. Da? De acord cu asta? Putem și raționalizăm, domn profesor. Puteam, dar pierdem niște timp. Da. Da? Nu mai... se greșești. Există și riscul greșelii. De aceea avem așa, se vede 2 plus. 2 plus 3 minus 5 supra 2 radical din 2 totul la puterea 2013. Și egal mai departe cu? 0 supra 2 radical din 2. Da. Totul la puterea 2013 și egal la de cu? 0 împărțit la ceva? 0. Dar, nu, zero. Dar nu prea e sigur. Da, da. A zis zero, dar nu. Păi dacă ai nimic și vrei să împarți la cât vrei tu, ce îi dai, mă? Nimic. Nimic îi dai, mă. Tu n-ai nimic și vrei să împarți nimicul ăla. Bună e rezultatul. Nu, cât da. E rezultatul? Zero. Ați văzut ce a zis? Sigur. Atenție. Adică, dacă tu nu ai nimic și vrei să împarți la cât mulți. Vrei tu, la cât vrei și la unul. Și la unuia, dacă e vrei să faci pe zero, pe nimic, tot zero îi dai, mă. Și dacă îmi dai și la putere, să știi că tot zero. Da? Deci face zero împărțit la ceva, face zero, la puterea 2013. Și zero la orice putere, egal cu zero. Numai una este o problemă. Dacă apare zero la zero, atunci e unu. Nu, nu știu să răspund. De ce? Zero la zero nu are sens. De ce? Păi 0 la 0 nu are sens, e operație fără sens, putem demonstra. Dar nimic da? Nu mă. Da? Nu, 0 la 0 nu poți să tu. În matematică, mai târziu, 0 la 0 se face un număr, 7, minus 1, 100, infinit. Deci e o operație fără sens, când analizăm mai târziu și o să putem demonstra că în astfel de situații trebuie studiat cu foarte multă atenție. Cum să fiți mai mari? Deci 0 la 0 nu are sens. De aceea, 0 la orice putere, în afară de 0, face 0. Ești în afară de 0, că dacă se întâmplă să aveți vreo situație în care lucrați și exponentul îți vă dă 0, intrați în 0 la 0, puneți așa, încadrați și spune, nu știu să fac. Mai târziu. Mai târziu aflăm. Da? Chiar așa spune. Exact. Da, 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 mai târziu vom afla. Da, da, ne vezi spune. Deci așa trebuie făcut. S-ar putea să fie o capcană de asta. A? Și atunci nu puteți răspunsul, că e greș, grav. Like și share. Așa, like și share acum, toată lumea să facă asta. Bă, frate, e greu. Dar 5 supra 0, adică faci. 5 din 2.
Nu mai judec acum. 5 supra 0. Nu are sens. Împărțirea la 0 nu se poate. Nici asta. Păi asta nu are sens? Nu se poate. Cum să dai 5 la nimeni? Deci. Cui îi dai? Mie. Deci mie. Nu vreau în mie, domnul profesor, vedeți? Atenție, atenție. Deci împărțirea la... Când mi s-a vorbit de fracții, gata, s-a spus nu așa. Mai judec. Toate fracțiile acelea au rost, da? Fracțiile au rost, cu excepția că numitorul e 0. Când numitorul e 0, fracția nu are rost. Împărțirea la 0, împărțirea la 0 nu se poate, încadrați acolo. Împărțirea la 0 nu se poate, scris cu roșu. A, păi bine. Deci împărțirea la 0 nu se poate. Operații fără sens. Deci împărțirea la 0 nu se poate. Scrie și mare. Da, foarte important, foarte important. Dacă voi vă frământați să faceți împărțiri la zero, faceți-o, dar mai bine aș renunța. Zero împărțit la ceva face zero, dar un număr împărțit la zero nu se poate. Nu se poate, da? B. 3B. Ia să vedem. Radical lung, nu adânc, dar lung, da. Din radical din 3 pe lângă. Din radical din 3 pe lângă. Radical din 3 minus radical din 2. Tot sub radical sau nu? În afară? Nu, nu, în afară, pe lângă. Radical din 3 minus radical din 2. Închideți paranteza. Minus radical din 2 pe lângă. Radical din 3 minus radical din 2. Egal cu... Cine vrea să lucreze? Eu. Dați un minut. Nu, nu-i corect, domn profesor. De ce? Că are făcută. Da, o are făcută și știe. Și nu, nu-i corect. Nu e bine. Nu, da. Din asta da. Nu-i un câștig pentru tine. Știu, dar nu. Hai să vedem dacă și eu observă. Da. Desfacem paranteză. Bun, desfacem, mergem. Radical din... De ce te bagi peste mine? Eu am creta. Și a făcut acasă aceeași greșeală. Păi de ce? Nu a uitat. Eu am creta în mână. Eu fac. Te rog. Deci, avem așa. Radical, adică 3. Bun. Minus radical din 6, adică... Așa, radical din 6, scrieți. Radical din 6. Radical din 6. Minus radical din 6. Bun. Plus 4. Plus 2. Plus 2. Bun. Egal mai departe cu... Treci cu 2 fac 5, nu? Radical din 5. Da? 5. 5. Minus... Minus radical din... Minus 2 radical din 6. Da. Păi da, dar nu ți-i clar. O secundă. Minus 2 radical din 6. De ce la din 2 radical din 6? Că radical din 6 însă și cu radical din 6 am un 2. Minus 2 radical din 6, da? În momentul de față nu mai poți mișca. Nu ai nicio șansă, nu? Bine. Doar dacă pe 6 l-am scrie ca fiind 2 ori 3, atât ar fi ultima mișcare. Și cu ce? Mergem așa. O facem, să vedem. Deși nu mă las, mă. Da, eu țin creta în mână. E ca mai departe cu radical din... Da, altă mișcare. Da, radical din... Și radical din 5, da. Minus 4... 2 radical din 2 ori 3. Da. Da. Și e ca mai departe. Mergem mai departe. Iarăși... Vreți să mai faci mișcare. Vreți să faci mișcare, mă ieșim pe afară. Faci mișcare. Egal cum. Egal cu radical din 5 minus 2 radical din 2 ori radical din 3. Altă mișcare. Altă mișcare. Radical într-un produs face radical din fiecare. Deci până la urmă unea. Egal mai departe cu... Păi, trebuie să vedem cum scăpăm din radicalul ăsta. Când ne apasă radicalul ăsta din exterior, din nu mai știm ce cu noi. Altă mișcare. Aș zice că 5 ăsta e 3 plus 2. Da. Deci egal mai departe cu radical din 3 plus 2. 3 plus 2.
minus 2 radical din 3, ori radical din 2. Uh-huh. Da? Și cam mai departe cu? Cam mai departe cu... Radical din. Pe 3 îl putem zice radical din 3, totul la a doua. Da. Tot 3 este. Da. Iar pe 2 acela să scrie radical din 2, totul la a doua. Minus 2 radical din 2, o radical din 3. Bine până aici? Până aici e bine. Egal mai departe. Muncim. Noi muncim, nu glumim. Egal cum? Da. 2 radical din 2, radical din 3. Ia ascult acolo. 2 radical din 2, radical din 3, să rupim. 1 radical din 2, radical din 3 și încă o dată radical din 2, radical din 3. Ca și mai fost radical din 6 de 2 ori. Facem treaba asta, că nu, nu e matematic corect. Deci egal cum? Greu, a? Radical din. Radical din 3, totul la a doua. Nu mai fac asta niciodată, mai bine gândesc. Radical din 3 la a doua. Plus radical din 2 la a doua, minus radical din 2 ori radical din 3 și minus radical din 2 ori radical din 3. Adică, nu? Sunt doi de ăștia. Le-am văzut de la început. Da. Că erau minus radical din 6, minus radical din 3. Mama, te-a vorbit să ții că te-am văzut. Da. Da, este exact ce spun eu, da? Fără nicio ironie. Da. Dar țin câte amână. Domnul profesor, ține creta. Hai, adică, da. Și acum, da, gata, ăsta de aici, cu ăsta de aici, îi grupăm Adi. Adică, că gata, și dintre ăsta și ăsta, scoatem radical din 3 factori. Și pe ăsta, cu ăsta, Adi grupăm. Și scoatem radical din 2 factori. Uai, ce capul meu! Păi, tot ce fac, în virtutea ceea ce mai spus. Am ajuns la început. Unde asta vreau să da. Deci dacă fac deci mișcarea asta... Practic mers invers. Nu, nu, nu. Practic n-am făcut nimic. Adică n-ai rezolvat nimic. Deci egal cu radical din 3, adică pe lângă radical din 3 minus radical din 2, că iată grupul ăsta cu ăsta, și minus radical din 2 pe lângă radical din 3 minus radical din 2. Bravo, deci, asta înseamnă să muncim, să nu glumim. Și n-am glumit. De la el am plecat. La el ați ajuns. La el am ajuns. Corect. Bun. Domnul profesor, dacă ei plecau pe pașii ăștia și făceau până la radical din 5 minus 2 radical din 6, le dădea ceva? Da, aș fi dat ceva. Ați fi dat? Aș fi dat, da, aș fi dat. Ați fi dat ceva. Sigur că dacă am muncit aici. După aia ea muncit. Unde parantezele acestea? Este o dovadă că suntem algebre. Nu, nu tot, v-ați fi dat ceva. Nu, 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 nici jumătate din punct, dar aș fi dat decât nimic. Un 10-20 de sutimi acolo. Da, într-un punct? Într-un punct dădeam 20 de sutimi, sigur că da. Nici 25, dar 30? Adi, păi ia-i gândește tu ce trebuia să faci mai bine. Să scoatem factor comun. Gata, Adi, paranteza păi. Asta... E comună cu aia. E comună, măi. Gata, și urăși tot, urăși tot, urăși tot. Iată ce important este să te uiți la un exercițiu. Uite-mă acolo. Să vezi că asta e parte comună. Și să vezi și ușor. Știi, Miruna, tu spui chestia asta. Cercul. Așa ai plecat și tu. Știi, exact. Dacă ți-a și mami a făcut, i-a arătat cum trebuia să facă. Și condiții. Dar mie de ce nu m-a spus de la început? Atenție. Deci egal acum mai departe. Văzând factorul ăsta comun, îl scoatem în față. Și vine radical din, adică dintre ăsta și ăsta, avem paranteza comună. Paranteza comună. Și înseamnă radical din 3 minus radical din 2 a. Pe lângă. Din primul mi-a rămas radical din 3. Corect. Deci pe lângă. Radical din 3 din primul termen. Și din al doilea minus din al doilea radical din 2. Corect. Și egal mai departe cu radical din. Ia uite adică. Ăsta, încă o dată el înmulțit, înseamnă ăsta la a doua. Înseamnă radical din 3 minus radical din 2 totul la a doua. Și ceva, radical din ceva la a doua, cât? Face numărul ăla. Radical din 3 minus radical din 2. Atâta e. Dacă e bun, eu mă dar aici a fost o capcană formidabilă. Deci de-aia nu trebuie să uitați de like și share. Extraordinar. Dacă ați fi spus egal mai departe cu radical din radical din 2 minus radical din 3 la pătrat. Care este același lucru? La a doua. Da.
atenție. Și ieșim de aici egal cu radical din 2 minus radical din 3, e grav. Foarte grav. De ce? De ce? Pentru că e diferit de asta. Dar de ce ar fi dat soluția a doua, domn profesor? Adică ce ar fi făcut ei să ducă la radical din 2 minus radical din 3? Fiindcă ceva la a doua, fie că e cu minus, fie că e plus, tot aceeași. Dar totuși, radical din 2 minus radical din 3 la a doua... Nu aș fi dat niciodată invers. Nu e așa? Atenție, Mihaela, există un pericol maxim aici. Deci dacă voi vei scris copiii așa, cât este radical, eu vă dau exercițiul ăsta, radical din 7, minus radical din 11, da. Totul la pătrat. A, totul la pătrat. Da. Ar fi radical din 7 la 2, minus radical din 11. Radical din 7, minus radical din 11. Așa face, da? Da. Face radical din 7? Minus radical din 11. Minus radical din 11. Și da. Acum 11. Grav, da, pentru că radical din 11 e mai mare. Mai mare. Și negativ. Și cum valoarea radicalului poate fi un număr negativ? Da, trebuia invers dat. Totdeauna astea sunt modul. A, da, în modul, corect, domn profesor. Ca să nu fie nicio supărare și în modul. Corect. Și dacă e așa, știu să-i schimb un semn. Corect. Egal cu modul, corect. Da. Neapărat în modul. Așadar, aici, ca să nu existe capcana aceea, cu fermitate, spun, trebuia să ieșiți în modul. Dar nu și aia. Un radical din 3 minus radical, e mai mare decât radical din 73 e pozitiv, da. Și rămâne așa. E bine așa, da, corect. Deci egal cu radical din 3 minus radical din 2. Corect. Asta a fost capcana. Dacă voi... Dacă era invers, domn profesor. Dacă autorul gândea totul invers cu minus... Și era radical din 2 minus radical din 3 modul. Și da. Nu-l punea în modul. Și nu-l punea în modul. Grav. Era grav. Grav. Da? Grav. Deci așa era o capcană formidabilă. Da. Deci aia trebuie să nu uitați de like și share. Și să nu mergeți pe varianta mea. Așa. Să... Dar și ce ne zice domn profesor acum? Asta e esențial, cum s-a spus. Esențial. Pentru că, vezi, noi gata, radical din 3 minus radical din 2, nu ne-am mai gândit că unui mai mic, unui mai mare, în situația fericită a fost bine. Asta a fost bine așa, dar eu, profesor, nu v-am citat punctajul. Nu de ce? Maxim, dacă nu-l puneam timpul. Dacă nu vreau motor, nu. Și după aia copiii se plâng că nu le-a predat. Da. Cum nu le-a predat? Asta nu le-a predat. Da, nu puneam așa radical din 3. Fără modul ce era corect. Păi da, era corect, dar... Era corect, dar prin prisma ceea ce urmăresc eu în exercițiu, voi, în condiții în care eu aș fi modificat exercițiu, îmi dădeați tot la fel, deci greșeați. Și faptul că nu mi-a spus modul, înseamnă că voi nu știți că radical din x la a doua egal cu modul din x. Neștiind acest lucru, o să sancționăm. Și îmi permis să sancționăm. Des profesor. Și cât dădeați la punctaj? Da? Că s-a întâmplat la tine să fie număr pozitiv, da, dar dacă e din număr... Adică tu îmi spui că radical din minus 4, minus 2, totul la a doua, egal cu minus 2. Iar trebuie să-ți sancționez. Pentru că radicalul nu îmi permite... Păi radical din minus 2, la a doua, nu poate să-l dea un număr negativ. Valoarea radicalului este un număr pozitiv. Adică ce înseamnă aici? În mod normal, da, să adică pe minus 2 la pătrat. Și era radical din 4 și era 2. Și 2. Aici, da. Dar dacă tu îl puneai modul din minus 2, era atunci tot 2. Atunci era fenomenal. Și era tot 2. Ai înțeles? Da. Deci, uite, aia e proprietatea de sus care v-a dat-o domnul profesor. Radical din x la 2 egal cu modul din x. Acest lucru este, notați-o și subliniați-o și faceți ce știți cel mai bine. Este esențial din lecția de astăzi lucrurile acestea. Deci este lucru foarte, foarte important. Din toată discuția asta de astăzi, cred că asta este cea mai tare chestie. Pe care am și amintit-o altă dată. Am mai discutat-o. Și chestia asta. Tu uite, da. Dar, domn profesor, radical, nu, modul din radical din radical 3 minus radical din 2 e egal cu radical din 3 minus radical din 2. Acolo, modul din radical din 3 minus radical din 2. E situația fericită a noastră, domnule. Da, da, e ca da, radical da, din 3 minus radical din 2. Deci am făcut corect. Corect, dar dădea o penalizație, explicație, vinovat ceva. Deci eu, măcar 10 sutimi. Da, cu toți. Minim 10 sutimi, pentru că aveam... De ce? Aveam libertate. Și tu te certai cu mine și aveai să spui, domnule, da, corect, care e problema? Eu spuneam, nu,
Pentru că dacă ar fi fost situația asta... Și după aia le spunem, tu mi-ai fi spus după rețeta ta, minus 2. Corect. Și eu pentru asta ți-am dat, că nu mi-ai pus modul și ai vedat, ai ieșit greșit. Corect. Deci s-a întâmplat să fie... Că radical din 3 să fie mai mare că radical din 2. Dacă era radical din 2 minus radical din 3, atunci modul! Neapărat modul că atunci nu mai era acolo. Da, am înțeles, profesor. Da, este aproape de fix, nu? Da, cred că și e jumătate. E și jumătate, da. Cred, mai avem un minut. Un minut, citeza. Un minut, domnul profesor. Da. Ai fi serios. Voi mai aveți la test? Mâine aveți algebră? Geometrie. Bine. Mai faci și mâine lucruri și mâine. Dar nu o să facem acasă, că e simplu. O să stați simple acum. Da, da. Uite, simple, dar uite. Ne-am prins la unii niște. Da, sunt chestii din chineții care trebuie foarte bine. Uite, așa merg eu. Eu așa cred. Nu ne jucăm. Dar sunt exerciții foarte frumoase. Care sunt chiar. Azi văzut selecția. Asta au fost și câteva greșeli pe care le-am punctat și le-am spus. Atenție! L-a produs acolo totul la o putere sau când e adunare nu se poate ade. Deci nu, eu ți-am zis noaptea asta nu doar. Vai. Datorită... Vai, da, ce spunem aici, sinteza oare, da? Și atenție, dacă merg pe stradă acum, vorbesc singur. Că sunt greșelile alea, băi. Mai ales că ăsta, că mergi să iei, nu, 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 nu în afară asta. Deci în aceea, cu produsul, băi, cum să faci tu la adunare, tot două. Dar nu știu ce am avut. Nu știu ce am avut, dar... Mă dărea capul. Îi zic așa acum. Ce să spunem aici? Ce-am făcut noi aici? Radical. În regula semnelor. Radical. Proprietăți. Operații cu radical, nu? Cu radical. Radical asemenea. Deci, radicale, proprietăți, operații cu radicale, radicale asemenea, ce-am mai făcut aici? Raționalizare, numai bine? Da. Raționalizarea numitorului. Da, raționalizarea numitorului. Și... Încă ce mai făcut are? La geometrie. La geometrie, acolo problema ce era. O să o facem cât deoparte pentru... Cam asta. Da. Mai revedem altă dată. La revedere, vă mulțumim că ați urmărit pe Prof. Alan și vă dorim o seară plăcută în continuare. Nu uitați de like și share. Așa să fie.